Această dimineață ne îndreptăm către capitolul 2 din Cartea Ioel. Dacă este vreun loc în care am văzut foarte mult imaginația omului, este în comentariile scrise pe cărțile profetice din Sfânta Scriptură, pentru că același eveniment descris cu aceleași cuvinte într-un pasaj ca acesta primește interpretări diferite de la diferiți oameni. Însă pentru noi nu este neapărat important să nimerim la fix ce a fost un eveniment istoric sau altul, ci să vedem ceva care transcende dincolo de lucrul acesta, adică anumite principii care sunt lăsate în pasajul acesta. Cum ar fi, de exemplu, chemarea la pocăință care urmează după ce Dumnezeu prevestește sau lasă prin profetul Ioel acest cuvânt care anunță venirea unei tragedii. Pentru început aș vrea să vă las o cheie de interpretare a întregii cărți. Eu cred că cartea Ioel poate fi înțeleasă ca evenimente istorice succesive. De exemplu, capitolul 1, chiar aveți un titlu acolo în Biblia dumneavoastră, este o năvală de lăcuste. După ce prezintă această năvală de lăcuste care a avut deja loc, Ioel cheamă poporul la pocăință și așa se încheie capitolul 1. Capitolul 2 este într-un fel în oglindă cu capitolul 1, repete exact același lucru, descrie o tragedie, dar de data aceasta nu care a avut loc, ci care va avea loc și merge în partea a doua, iarăși cu o chemare la pocăință. Versetul 12, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine. Și dacă citiți capitolul 1 și capitolul 2 până la versetul 14, veți vedea că seamănă în felul în care sunt prezentate. Anunță o judecată a lui Dumnezeu și face o chemare la pocăință. Capitolul 2 anunță o judecată viitoare a lui Dumnezeu, da? Nu trecută ca în capitolul 1, și apoi o chemare la pocăință. Astea sunt primele două evenimente descrise în capitolul 1 și capitolul 2. Năvala de lăcuste, cel mai probabil în capitolul 2 o invazie străină, asirienii sau babilonienii. Apoi de la versetul 18, Dumnezeu începe să facă anumite promisiuni poporului Israel. Una dintre promisiuni este întoarcerea poporului Israel înapoi în țara lui. Da? Până la versetul 27. Apoi, următoarea promisiune este coborârea Duhului Sfânt, care a avut o împlinire preliminară la cincizecime. Versetul 28. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci și așa mai departe. Apoi, versetul 30 și 31 și 32 descriu un eveniment important pentru poporul Israel care va avea loc înainte de venirea Domnului. Versetul 31 spune, soarele se va preface în întuneric, luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Deci avem întoarcerea poporului Israel, avem coborârea Duhului Sfânt, avem un necaz mare prin care va trece poporul Israel și atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Capitolul 3 vorbește despre, iarăși despre o restaurare a poporului Israel, dar de data aceasta în relație cu judecata tuturor neamurilor care au făcut rău poporului Israel. Și în final, spre capitolul 3, profetul Ioel vorbește despre o perioadă în care va fi o prosperitate edenică. În vremea aceea va picura must din munți, va curge lapte din dealuri, toate pârâiele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Și dacă citiți acolo, veți vedea. Într-un fel este progresiv. Dumnezeu duce toate lucrurile spre un climax. Noi ne aflăm în această dimineață, în capitolul 2, unde profetul Ioel din nou anunță nu o judecată care a avut loc al lui Dumnezeu, ci prevestește o judecată care va avea loc în viitor. Care va avea loc în viitor. Ceea ce este foarte important, cum spuneam, nu este să identificăm exact ce este evenimentul ăsta, judecata asta lui Dumnezeu, cum s-a împlinit în istorie lucrul acesta, ci să vedeți că Dumnezeu, când anunță această judecată, legat de ea, Dumnezeu cheamă poporul la pocăință. Însă, studiind puțin din Sfânta Scriptură, aș vrea să vă dau o cheie de interpretare asupra unor evenimente. Sigur, intrăm acum puțin în escatologie, în vremurile viitoare și aici mulți oameni își prind urechile și spun tot felul de lucruri. Și am stat și m-am gândit, dacă Dumnezeu chiar vrea
să nimerim la fix toate lucrurile din escatologie, să putem să le punem așa într-o cronologie istorică perfectă, să putem construi un puzzle perfect și să identificăm în fiecare zi ce se va întâmpla în viitor și așa mai departe. Părerea mea este că Dumnezeu n-a intenționat lucrul acesta. Consider că în cuvântul lui Dumnezeu ne sunt profețite niște evenimente care vor avea loc. Noi credem că ele se vor întâmpla, unele dintre ele s-au întâmplat deja, credem și cele care au rămas să se întâmple se vor întâmpla și ordinea exactă în care ele se vor întâmpla rămâne la hotărârea și planul lui Dumnezeu. Dar cum spuneam, să vă dau o cheie de interpretare. De exemplu, când Scriptura folosește expresia o zi a Domnului sau ziua Domnului, veți vedea uneori că Scriptura folosește această expresie pentru evenimente care au avut deja loc. Niște evenimente de judecate a unor popoare. De exemplu, vorbește Scriptura de judecarea Israelului, Amos, capitolul 8, cu versetul 9. În ziua aceea, zice Domnul, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Întotdeauna când Dumnezeu face o judecată, se văd niște semne în aștri, da? Soarele se întunecă, luna nu-și mai dă lumina ei. De exemplu, un alt exemplu, când Dumnezeu judecă Egiptul prin Babilon, un eveniment care a avut deja loc, da? Ezechiel 32:7 spune, când te voi stinge, voi acoperi cerurile și voi întuneca stelele, voi acoperi soarele cu nori și luna nu-și va mai da lumina ei. Exact același eveniment. Soarele și luna, stelele nu-și mai dau lumina. Sau când vorbește despre judecarea Babilonului prin Imperiul Medo-Persan, Isaia 13:9 spune, iată vine ziua Domnului. Petru vorbește despre ziua Domnului la viitor. Și te întreb, mă, a avut loc ziua Domnului sau va avea loc ziua Domnului? Păi depinde la ce te referi, că ziua Domnului este o expresie care se referă la un singur eveniment. Ci este o expresie care se referă la mai multe evenimente de judecată. Judecata Israelului, judecata Egiptului, judecata Babilonului. Revenind la judecata Babilonului, în acest exemplu, Isaia 13:9 spune, iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Versetul 10. Că stelele cerurilor și Orionul nu-l vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Versetul 13. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Iarăși un alt eveniment foarte important pe care îl știm cu toții bine, la moartea Domnului Iisus Hristos, Luca 23:45, soarele s-a întunecat. Iarăși este un semn lăsat în natură. În pasajul nostru, versetul 10, înaintea lor se cutremură pământul, exact cum este descris la judecarea Babilonului, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd lumina. Când, și ultimul exemplu pe care îl dau, în Apocalipsa 8 cu versetul 12, când Scriptura vorbește despre judecata neamurilor în necazul cel mare, spune Scriptura, a patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumină și noaptea de asemenea. Principiul este acesta. În Scriptură vedeți expresia ziua Domnului, pentru că dacă citiți profeții și nu vreți să treceți prin profeți, cum zice românul, ca gâsca prin apă, trebuie să înțelegeți că expresia ziua Domnului se referă la mai multe judecăți, da? Pe care Dumnezeu le aplică în cursul istoriei. Și veți vedea că în aceste mai multe judecăți, ziua Domnului este descrisă prin niște evenimente cataclismice și în special ele sunt semnalizate prin niște semne în ceruri. Soarele se întunecă, stelele se întunecă, luna se întunecă. Dacă lucrul acesta este simbolic sau nu, rămâne discutat altă dată. Acum, există un eveniment separat de toate acestea, pe care îl găsim descris în versetul 31 din capitolul nostru. Și aș vrea să vă fac o diferențiere ca să înțelegeți că sunt două evenimente diferite. După ce vorbește despre coborârea Duhului Sfânt, versetul 28 și 29, spune așa, voi face și, apropo, Petru citează tot pasajul la cincizecime. Și imaginați-vă că evreii ascultă asta. Mă, uitați, ce ziceți voi că e aici o megabeție? Nu, oamenii ăștia nu s-au îmbătat, da? Oamenii aceștia sunt plini de Duhul Sfânt, zice Petru. Și Petru continuă în citatul lui și citează și versetul 30 din el. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ. Vă întreb, au fost semne în ceruri atunci, la cincizecime? Ia auziți ce semne. Sânge, foc și stâlp de fum. Vă aduceți aminte la cincizecime așa ceva? Petru nu explică. Nu zice, mă, stați că aici de fapt nu e nimic sânge, nu e niciun sânge. Nu.
Petru citează în continuare pe el și nu explică pasajul. Versetul 31. Soarele se va preface în întuneric și luna... Nu mai spune ca în toate pasajele acestea pe care vi le-am citit, 5 sau 6, luna se va întuneca. Ci spune luna se va preface în sânge. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Există un alt singur loc în Sfânta Scriptură, unul singur, unde se vorbește despre lună nu că se preface în întuneric, ci că se preface în sânge. Și acest loc este în Apocalipsa, capitolul 6, cu versetul 12, când vorbește despre umanitatea, toată omenirea care trece prin acel necaz care n-a mai fost niciodată pe planeta aceasta. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, versetul 12 din capitolul 6, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Asta este o descriere a unei judecăți speciale care nu mai seamănă cu niciuna dinainte. Înainte se spune soarele și luna se întunică, aici nu mai spune că soarele și luna se întunică, ci că luna se face ca sângele. Și evenimentul acesta este apocaliptic pentru vremurile sfârșitului. Nu o judecată care Dumnezeu a aplicat-o undeva pe planetă unui popor. Și este foarte interesant. Identificăm aceste judecăți aplicate popoarelor într-un anume fel. Această mega judecată aplicată întregii omeniri prin faptul că luna se preface în sânge. Și interesant, când vine ziua Domnului, adică ultima zi, da? ultimele evenimente, da? Sensul al doilea expresiei ziua Domnului, nu sensul ăsta de judecată obișnuită aplicată unui popor. Când vine ziua Domnului despre care vorbește Petru, la timpul viitor, la finele istoriei, da? Când vine ziua aceea Domnului, Scriptura nu mai spune nici că pământul, că soarele și luna se întunică, ci spune că vor fi distruse. Ia ascultați, Petru, ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Unii ar putea să citească Scriptura și spune, mă, stai puțin. Citesc anumite pasaje și îmi spun că soarele și luna se întunecă, se face așa un mic cutremur și în alt loc citesc că în ziua Domnului toate o să ardă și se vor topi. Care e adevărul? Păi adevărul e în ambele situații. Prima dată se referă la o zi a Domnului, o judecată preliminară, nu de plină dată națiunilor, da? Preliminară. Dumnezeu judecă Israelul, Dumnezeu judecă Egiptul, Dumnezeu judecă Babilonul și folosește același limbaj escatologic, da? Al vremurilor din urmă. Însă când Scriptura vorbește despre ziua Domnului ca ultimile zile din istorie, Scriptura arată foarte clar că atunci va fi o distrugere a planetei noastre și a cerului și o reînnoire a lor. Versetul 12, Petru spune din nou lucrul acela, spune cum ar trebui să ne raportăm noi când ne gândim la ziua Domnului. Zice, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi, nu se vor întuneca, se vor topi de căldura focului. Simplu, când vedeți o întunecare, știți că e o judecată preliminară, nu de plină, da? A cerului sau a soarelui și a lunii. Când găsiți în Scriptură că se vor topi și se vor distruge, atunci știți sigur că sunt ultimile evenimente din istorie. Mulți oameni și-au încurcat urechile în pasajele acestea și au început să promoveze tot felul de lucruri sau chiar să se îndoiască de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, de parcă Scriptura n-ar putea să folosească aceeași expresie pentru mai multe evenimente. Acum, ce ne interesează pe noi în această dimineață este să privim la această zi a Domnului, da? O zi de judecată a poporului Israel, nu ziua finală, și să vedem care este motivul pentru care Dumnezeu avertizează poporul că va veni o judecată și care este modul în care noi astăzi trebuie să ne raportăm la asemenea evenimente de judecată. De exemplu, Petru când vorbește de ultima zi, da? De ziua finală, acele evenimente cataclismice care vor pune capăt istoriei noastre, Petru zice, domnule, cum ar trebui noi să ne raportăm la lucrul acesta? Zice unul că ar trebui să așteptăm și să grăbim venirea zilei Domnului, dar în același capitol, în versetul 9, el zice așa, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, da? În contextul zilei Domnului, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Când Dumnezeu ne vorbește despre judecată, când Dumnezeu își amenință poporul lui,
Când Domnul Iisus amenință bisericile din Apocalipsa, veți vedea că întotdeauna Domnul Iisus Hristos cheamă bisericile la pocăință. Avem capitolul 1 care vorbește despre o judecată care a avut deja loc în Israel și spune: voi trebuia, când ați văzut nimicirea care a adus-o Dumnezeu, voi trebuia să vă pocăiți. Acum vă vorbesc despre o judecată viitoare, pentru că ne aflăm înainte de exilul care urma să-l sufere Iuda și Israelul întreg. Când vă gândiți la o judecată viitoare pe care o prevestesc și despre care vă vorbesc, voi ar trebui să vă raportați la ea cu pocăință. Petru ne spune nouă, când ne gândim la finele istoriei, ar trebui să ne pregătim pentru finele istoriei, cum? Prin pocăință. Și suntem la masa Domnului, la cina Domnului și modul în care ar trebui să ne apropiem este prin pocăință. Fiind treaba atât de serioasă, uitați felul în care Dumnezeu avertizează poporul. Uitați felul în care Dumnezeu avertizează. Zice: sunați în trâmbiță în Sion, sunați în gura mare. Acum gândiți-vă la următorul lucru. Când toate lucrurile sunt obișnuite în adunare, când, cum spune pocăitul român, când lucrarea merge înainte, când lucrarea mergea înainte și în poporul Israel, și vine un om și zice: sunați cu trâmbița. Ei sunau cu trâmbița când era o adunare specială instituită de Dumnezeu sau când era un pericol de invazie sau război. Și unul spune: sunați cu trâmbița. Păi ce s-a întâmplat? Trebuie să ne pocăim. Hai mă, nu să ne mai cu trâmbița la treburile astea. Sau îl vezi pe el mergând pe străzile Ierusalimului sau ducându-se chiar la templu și chemând poporul la pocăință și stricându-le lor ritualurile acolo, stricându-le lor programele pe care le făceau ei acolo, făcând gălăgie. Făcând gălăgie la propriu. Ca să-i cere Dumnezeu: sunați din trâmbiță, sunați în gura mare. De ce? Pentru că mesajul era pentru tot poporul și era ceva urgent. Era o problemă pe care Dumnezeu o avea cu poporul Israel. Acum, noi obișnuim să spunem că Dumnezeu când ne vorbește, ne vorbește ca într-un susur. Blând, nu? Acum, nu știu sunetul ăsta de trâmbiță cum ar putea fi interpretat ca blând, însă Dumnezeu de foarte... Într-adevăr, Dumnezeu ne vorbește pentru un susur blând, dar textul ăsta poate să fie aplicat greșit, da? Dumnezeu nu ne vorbește doar pentru un susur blând. Dumnezeu ne mai zgâlție câteodată, Dumnezeu mai sună câteodată cu trâmbița. Și sunt oameni ai lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îi folosește pentru lucrul acesta, pentru că situația o cere. Când poporul trăiește în păcat, Dumnezeu nu zice: a, vreau să vă vorbesc într-un susur blând. Dumnezeu spune: strigați în gura mare, sunați cu trâmbița. Și bineînțeles, perioada în care noi trăim acum, postmodernă, în care virtutea supremă asta pare să fie toleranța. Lasă, zice, mă, tu roagă-te că Dumnezeu o să ocupe de el. Lasă, tu vezi-ți de treaba ta. Lasă, nu ne băgăm în viața nimănui. Fiecare să facă cum crede. Un asemenea pasaj profetic s-ar putea să ne tulbure numai datorită modului în care Dumnezeu spune că se adresează poporului. Da? Sunați în gura mare. Unde cere Dumnezeu să facă lucrul acesta? Auziți unde? Pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Adică chemarea la pocăință și amenințarea trebuia să fie dată oamenilor care erau religioși, oamenilor care făceau ritualurile care trebuie să le facă, oamenii care se închinau lui Dumnezeu în felul în care Dumnezeu le cerea să se închine, da? Unor oameni care aveau, spunem noi, religia adevărată. Acestor oameni vine cuvântul de amenințare. Pentru acești oameni vine amenințarea cu pedeapsa, nu pentru oamenii lumii acesteia. Noi de foarte multe ori când ne gândim la pocăință, ne gândim la pocăința oamenilor care nu fac parte din comunitatea noastră, nu? Cine trebuie să pocăiască? Ceilalți. Alții. Însă vedeți în Sfânta Scriptură cu precădere că mesajele de avertizare, de amenințare și de chemare la pocăință sunt date în primul rând poporului Israel și astăzi bisericii. Domnul Iisus Hristos, când vorbește în cartea Apocalipsa, toate chemările la pocăință le adresează bisericilor. Le adresează bisericilor. Acum, la noi în țară, mulți oameni se laudă cu fratele Liviu ăla prin care Dumnezeu a lucrat. Trezirea care a avut loc acolo, mai mică sau mai mare, fiecare cum o poate percepe. Însă sunt foarte puțini oameni care ar vrea să meargă pe calea pe care a mers el ca să ajungă la locul acela. Și unul dintre mesajele pe care acest om le-a adus a fost chemarea la pocăință a bisericii, a pocăiților. El îmi spune, alții trebuie să pocăiască, nu ce el a adus atenția asupra bisericii. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Ia auziți, ca să tremure toți locuitorii țării. Iarăși, gândiți-vă, vrea oare
Dumnezeu vrea Dumnezeu să avem bucuria mântuirii, să avem siguranța mântuirii, să fim siguri că nu avem niciun fel de problemă, că suntem ok în mâinile lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu ca să tremurăm? Vrea Dumnezeu ca să ne fie frică? Oare n-am putea cumva să izolăm pasajul acesta în Vechiul Testament și să zicem, în Noul Testament lucrurile nu mai sunt în felul acesta, Dumnezeu nu vrea să tremurăm deloc în Noul Testament. Dacă citiți cartea Evrei, veți vedea că în încheierea cărții Evrei, după ce vorbește despre toate binecuvântele care ne sunt date în Domnul Iisus Hristos, spune autorul că ar trebui să aducem o închinare cu frică înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Un foc mistuitor în Noul Testament. Și cineva care citea cartea Evrei zice, da, e Noul Testament, dar e numai pentru evrei. Omul vrea să scape de lucrul ăsta. Oare Dumnezeu nostru pe care ne-l imaginăm că este dragoste, că Dumnezeu este bun, Dumnezeu și El este ca noi, postmoderniști, tolerant. Oare vrea Dumnezeu să ne facă să tremurăm, să ne fie frică? Da. Cât timp omul trăiește în păcat. Cât timp omul trăiește în păcat. Și lucrul acesta face o separare între om și Dumnezeu. Și amenințarea și judecata lui Dumnezeu stă gata să vină peste un popor. Da, Dumnezeu vrea să tremurăm. Pentru că este normal să tremuri când vine o asemenea judecată. Este normal să se întâmple lucrul acesta. Dumnezeu chiar spune, asta vreau să se întâmple. Să tremure toți locuitorii țării. Pentru că atunci când suntem în păcat, nu este necesar să avem siguranța și bucuria mântuirii. Aseară, chiar aseară îmi scria cineva, zice, s-a botezat într-o biserică, că mi-a recunoscut că nu s-a convertit, s-a botezat într-o biserică unde atunci când am început să-și pună întrebări cu privire la starea lui spirituală și a dat seama că nu-i născut din nou, că nu-i mântuit și că a făcut lucrul ăsta din cu totul alte motivații, păstorul i-a spus, stai liniștit, că tu ești fiul cerului, ești fiul lui Dumnezeu. Nu-ți pune niciun fel de semn de întrebare cu privire la mântuirea ta. Omul a început să-i fie frică de starea în care se găsește, că își dădea seama că nu este regenerat, că nu-i născut din nou, că nu este copilul lui Dumnezeu și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu altfel. Și el, nu, să nu-ți fie frică, nu te teme. Dom'le, ai făcut rugăciunea de atunci? Da, am făcut-o, te-ai botezat? Da. Totul în regulă. Să nu care cumva să crezi că Dumnezeu poate să-ți provoace o anumită frică, ba da? Cât timp trăiesc în păcat și nu am beneficiat de jertfa Domnului Iisus Hristos și de dragostea lui Dumnezeu, trebuie să-mi fie frică. Trebuie să-mi fie frică pentru că mă rămân sub mânia lui Dumnezeu și sub judecata lui Dumnezeu. Acum foarte, foarte fugar așa, ne vom uita la judecata pe care Dumnezeu o prevestește, care a avut loc în poporul Israel. Zice aici profetul că își vine ziua Domnului, da? Este aproape. Face o descriere generală, o zi de întuneric și negură mare și o zi de nori și de întunecime. Apoi trece la detalierea acestei judecăți și spune, în primul rând, unicitatea acestui eveniment, că zorile dimineții se întinde peste munți, un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Apoi arată distrugerea care o va produce acest popor, arde focul înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui țara era ca o grădină a Edenului și după el este un pustiu sterp. Nimic nu-i scapă. Apoi arată cum arată invadatorii ăștia. Versetul 4, parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți. Poporul Israel întotdeauna a fost slab la armată. Cel mai tare a fost poate pe vremea lui David și a lui Solomon, dar în general nu a zis-o bine și cam înspăimântat treaba asta. Arată sunetul pe care vor produce invadatorii ăștia, zice, vin uruind ca niște cară pe munți și pârâie ca o flacără de foc, că mistuie miriștea. Arată scopul pentru care vin ei, par o puternică oștire, gata de luptă. Care e impresia care o provoacă această invazie? Versetul 6, tremură popoarele înaintea lor și toate fețele îngălbenesc. Arată agresivitatea lor, puterea lor, zice, aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici. Păi îi prezintă foarte ordonați cum sunt o armată extraordinară, fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui. Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul. Uitați-vă la determinarea lor. Se năpustesc printre săgeți și nu se opresc din mers. Nimic nu-i poate opri, da? O invazie extraordinară. Dumnezeu le arată că nu pot să oprească lucrul acesta. Versetul 10 arată cum intră la propriu în cetate și o cuceresc. Versetul 9. Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case și intră pe fereste ca un hoț. Versetul 10. Reacția naturală, în natură la invazia asta. Înaintea lor se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd lumina. Este o descriere pe care Dumnezeu o folosește de mai multe ori în Vechiul Testament, atunci când au fost cucerite unele popoare. Și Dumnezeu arată că în spatele la invazia asta este El. Uitați, versetul 11.
Domnul face să tune glasul lui înaintea oștirii sale, căci tabăra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Și răspunsul este? Nimeni. Cine poate să stea în fața acestei zile a lui Dumnezeu? Dar un lucru foarte important de observat este următorul lucru. În spatele acestei oștiri, în spatele acestei invaze, care va termina, va distruge totul pentru poporul Israel, este Dumnezeu. Dintr-un punct de vedere omenesc, vezi o invazie, vezi o nenorocire, vezi un război și spui, Domnule, uite ce s-a întâmplat acolo. Dar Dumnezeu deschide ochii poporului Israel și dă această revelație să înțeleagă că motivul pentru care are loc și va avea loc această invazie este că Dumnezeu este la cârma ei. Dumnezeu este în spatele ei. Dumnezeu se folosește de acești oameni. Dumnezeu este în controlul istoriei. Dumnezeu controlează cele mai mari evenimente din istoria aceasta. Ele nu sunt lăsate la discreția liberei voințe a oamenilor. Cei mai mari oameni de pe planeta aceasta, conducătorii lumii acestea, cei mai importanți oameni, cei mai puternici oameni, sunt în mâna lui Dumnezeu. Spune în Cartea Proverbelor că inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu o duce în control vrea el. Într-o singură dimineață Dumnezeu poate să-i pună un gând la unul și lucrurile și istoria lumii ăsta o ia în cu tot o altă direcție, pentru simplu fapt că i-a pus la unul în minte ceva. Sau într-o dimineață Dumnezeu poate să lase pe un mare conducător al lumii în voia minții sale și ăla îi trece o nebunie pe în cap și o pune în aplicare. Dar nu o pune în aplicare pentru că e el puternic și face ce vrea el, ci pentru că Dumnezeu. Și totul este în controlul lui Dumnezeu. Și acum întrebarea este dacă Dumnezeu este în controlul celor mai importanți oameni, dacă Dumnezeu controlează cei mai importanți oameni din istoria aceasta și cele mai importante evenimente, de ce am crede noi că Dumnezeu nu le controlează pe cele mai mici? Unii fac alergie la această învățătură numită providența detaliată a lui Dumnezeu sau minuțioasă. Ce mă, suntem de acord că Dumnezeu așa undeva din spațiu supraveghează lucrurile. Și să mai cum, bă, ăștia un tot orasmă, trebuie să intervin, hai să opresc războiul ăsta mondial. Dar și Dumnezeu cumva intervine la evenimentele majore, ca lucrurile să nu ia la propriu razna și să nu se încheie istoria omenirii înainte de vreme. Dar înainte de vremea stabilită de Dumnezeu. Și cum spuneam, unii fac alergie la această învățătură despre providența minuțioasă sau detaliată. Adică că Dumnezeu intervine la cele mai mici lucruri care au loc în lumea aceasta. Spune Scriptura, dacă scade un fir de păr, ca motiv să nu te îngrijorezi, zice Dumnezeu, iar numai așa aceea știe, nu cade niciunul fără voia lui. O vrăbioară dacă a crezut, sau a lovit-o cu mașina. Deci, a lovit o vrăbioară. Asta e, merge înainte, pare vrăbia, sărbătuța. Zice, niciuna nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru care este în cer. Să înțelegem din aceste evenimente că Dumnezeu este în spatele istoriei. Dumnezeu rânduie cursul istoriei. Dumnezeu este în control. Acum, pentru ce face Dumnezeu această amenințare? Cum am spus la început, Dumnezeu amenință la propriul popor și avertizează poporul pentru a-l stârni și a-l chema la pocăință. Și acesta este lucrul asupra căruia vreau să ne aplicăm mai mult în dimineața aceasta. Dumnezeu cheamă poporul la pocăință. În fața judecății, în fața amenințării, Dumnezeu cheamă poporul la pocăință. Dumnezeu pentru niciun alt motiv nu amenință. Pentru niciun alt motiv. Decât ca să provoace pocăință. Ca să alunge neglijența, ca să alunge lenea, ca să alunge încetinirea din inimile noastre. Și noi trebuie să luăm lucrurile acestea foarte, foarte în serios. Poate ar merita să facem un studiu serios pe primele trei capitole din Apocalipsa. Și să vedem pe Hristos înălțat în glorie, la felul în care se raportează cu bisericile sale. El i-a venit la propriu. Deci dacă nu vă pocăiți, vă vine și vă luați veșnicul. Dacă nu vă pocăiți, și lasă mai multe amenințări. Care sunt lucruri adevărate, sunt lucruri reale. Sunt lucruri adevărate și reale. Cum ne cere Dumnezeu să ne pocăim? Și cred că este un moment extraordinar de pocăință acum în fața mesei Domnului. Când Dumnezeu ne cere să ne apropiem într-un mod vrednic, cu inima smerită înaintea Lui. Uitați când să ne pocăim, momentul pocăinței. Versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine. Dar chiar acum, întoarceți-vă la mine. Sunt oameni care spun, Domnule, ești prea tânăr să mă pocăiesc acum, nu? Sau poate noi care ne considerăm pocăiți, zicem, dar oare nu ne putem pocăi și mâine? Acum, trebuie să gândim puțin logica acestei ispite, da? De ce să nu te pocăiești mai târziu? Vă spun, nu are rost și logică să ne pocăim mai târziu sau să întârziem pocăința
Dintr-un simplu motiv. E ca și cum copilul meu, cum s-a întâmplat la un moment dat, ar bea motorină sau ar bea o treabă sau ceva. Și a spune, mă, nu mă duc acum cu el la urgențe. Mă duc când? E seara, e târziu, e ora 1, e ora 12 sau e ora nu știu cât, am avut niște motorine ca să aprind focul la sobă. Nu mă duc acum, mă duc mâine. Mă, trezim noi noaptea, ne ducem la urgență. Niciun tată normal la cap nu gândește așa. El știe că timpul... Lasă că timpul rezolvă. Nu, nu, timpul nu rezolvă nimica. Nu rezolvă la propriu timpul nimica. O relație stricată nu este rezolvată de timp. Știți acum, care este căsătorit și... Mă, te-ai supărat cu nevasta. Lasă că cu trecerea timpului se rezolvă. Nu? Nici vorbă. Lucrurile se agravează, nu se rezolvă. Timpul nu rezolvă nimica. În relația noastră cu Dumnezeu sau când păcatul începe să infecteze ființa noastră, timpul nu rezolvă nimica. Timpul agravează lucrurile. E ca o travă care pătrunde tot mai mult în noi și care infectează ființa noastră și care ne împetrește și care ne duce tot mai departe de Dumnezeu. Și dacă îți aduce aminte că acum nu știu cât timp erai așa pe munchii de cuțit să te pocăiești, acum ai devenit insensibil la un păcat de care altă dată ți era groază. Dacă altă dată priveai un păcat și spune, niciodată n-aș putea să fac așa ceva. Ai ajuns să-l faci și să faci poate lucruri mult mai grave decât acela. De ce? Pentru că a lipsit. Pocăința, Dumnezeu spune, în momentul pocăinței trebuie să fie acum. Am întâlnit oameni care spune, dom'le, stau la masa Domnului, nu sunt vrednic. Mă duc acasă și săptămâna asta o să meditez și am o lună de zile să mă gândesc și să meditez și să mă pregătesc pentru data viitoare. Biblia nu spune așa. Spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și nu lasă două variante. Și să se ducă acasă și vreo lună de zile să gândească. Eu nu vorbesc despre situații în care oamenii sunt supuși sub o disciplină eclesială sau bisericească, ci vorbesc despre situații obișnuite, da. Deci, și o săptămână să se gândească. Nu știu, și așa se mănânce. Pocăiește-te și așa împărtășește-te. Dar beneficiază de ceea ce Dumnezeu îți dă, că e un har. Chemarea la pocăință este un har. Chemarea la pocăință este chemarea de a ne curăți pe noi înșine, da? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. De a ne elibera înaintea lui Dumnezeu. De a da păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. De a scăpa de ele. Direcția pocăinței. Zice, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine. Multe mesaje de evangelizare sunt greșite. Știți de ce? Știți ce, pentru mulți ce înseamnă să vii la Dumnezeu? Pentru mulți să vii la Dumnezeu înseamnă să vii să te îmbraci frumos, să nu mai fumezi și să nu mai bei alcool. Și dacă ai reușit să faci treaba asta sau ți-ai fustă și batic, gata, ai rezolvat problema ta cu Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că problema noastră care e generată de păcat și care este o problemă eternă înaintea lui Dumnezeu se poate rezolva în felul ăsta? Ce spune Dumnezeu în locul acesta? Chiar acum întoarceți-vă la mine. Sunt oameni care s-au lăsat de alcool ca să nu moară de cancer sau de tutun. Nu s-au lăsat de acolo că i-a păsat de Dumnezeu? Pocăința nu înseamnă doar renunțarea la anumite lucruri, la anumite vicii. Pocăința nu înseamnă să devin mai moral. Pocăința, în esența ei, în ultima instanță, înseamnă să mă întorc la ce folos că am devenit moral. Sunt mulți atei morale în lumea asta, nu au nevoie nici de Dumnezeu, nici de biserică, nici de nimic. Nu moralitatea înseamnă pocăință. Moralitatea nu este pocăință. Foarte bine că sunt moral. Cât sunt mai morali oamenii, poate nu este mai bine și nou, da? E bine să ai oameni morali la volan, oameni morali care se lucrează la firmă. Normal, e bine să fie oameni morali. Dar aia nu rezolvă problema eternității. Asta nu rezolvă problema noastră cu Dumnezeu. Problema noastră cu Dumnezeu se rezolvă prin întoarcerea noastră nu la un cod moral, ci prin întoarcerea noastră la Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu, aici arată esența. Esența problemei. Atitudinea cu care trebuie să ne bucurăm. Ia auziți ce spune. Dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Vedeți, pocăința este o problemă de inimă. Pocăința nu este nici măcar în primul rând o problemă de mărturisire cu gura, ci este o problemă cu inima. În Romani, când spune, dacă mărturisești cu gura, sau prin mărturisirea cu gura și credința, din inimă, prin credința din inimă se ajunge la mântuire. Dacă cineva ia din Romani numai partea asta, mărturisirea cu gura, este mântuit. Nici formă de așa ceva. Mărturisirea cu gura care nu este legată de credința din inimă, nu duce la nimica. N-are la ce să ducă. Este o formă de ipocrizie. Și Dumnezeu arată poporului ce dorește de la el. Nu o întoarcere ritualică la Dumnezeu, ci o întoarcere din inimă la Dumnezeu. Știți care adevărul este? De ce Dumnezeu vrea, să știți, Dumnezeu vrea un singur lucru de la noi. Inima noastră. Inima noastră. Că dacă e dat inima lui Dumnezeu, e dat totul lui Dumnezeu.
Pentru că în inima ta sunt valorile tale, în inima ta sunt păcatele tale, în inima ta, în inima ta sunt gândurile tale, planurile tale, hobby-urile, totul e în inimă depozitat. Totul se află acolo. Și dacă i-ai dat inima lui Dumnezeu, i-ai dat totul lui Dumnezeu. I-ai dat absolut totul. I-ai dat și trecutul tău, i-ai dat și viitorul tău, i-ai dat și personalitatea ta, i-ai dat absolut totul. În schimb, poți să-i dai lui Dumnezeu și poți să-i dai, mă, uite, reușesc, uite, fac asta, ca să fiu mântuit, îi dau hainele lui Dumnezeu. Mă îmbrac ca o pocăință și de acum sunt în regulă cu Dumnezeu, nu? Dumnezeu vrea inima ta. Dom'le, ce, uite, îi dau țigările lui Dumnezeu și Dumnezeu o să mă mântuie, nu? Dumnezeu vrea inima ta. Crezi că Dumnezeu se bucură, a, i-am luat ăsta pachetul de țigări și de acum sunt fericit, Dumnezeu e fericit. Și el trăiește după aia ca demon. Este Dumnezeu mulțumit cu lucrul acesta? Nici vorbe de așa ceva. Azi îi spune, mă, dacă te pocăiești, trebuie să-ți faci freza, nu știu cum. Să tunde el așa, gata, Doamne, îți mântui. Nici vorbe de așa ceva. Ce fac Dumnezeu cu părul tău? Dumnezeu vrea inima ta. Eu nu spun că nu vor exista efecte în exterior când te întorci la Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea centrul ființei noastre. Dumnezeu vrea universul nostru, universul vieții noastre la propriu. Să intre el în el, să fie el în centru și să modifice el toate lucrurile. Toate lucrurile. Dumnezeu vrea inima noastră. Dumnezeu vrea inima noastră. Și poate ar fi un lucru extraordinar dacă în meditație, în această dimineață, ne-am analizat cu toată seriozitatea dacă inima noastră este cu totul dată lui Dumnezeu. Dacă nu cumva este un cotlor, nu știu, vreo adâncime a ființelor noastre care am păstrat-o pentru noi. Doamne, lucrul ăsta nu ți-l pot da. Eu știu că nu-i cum trebuie, dar nu ți-l pot da. Ăsta trebuie să-l rezolv eu. Eu știu că dacă te-am lăsat pe tine, tu faci cu totul altfel lucruri, dar eu știu că lucrul ăsta trebuie făcut așa. În domeniul ăsta din viața mea nu vreau să te bagi. Pocăința asta înseamnă. Să-i dai toată inima lui Dumnezeu. Uitați cum se exprimă pocăința înaintea lui Dumnezeu. Zice, întoarceți-vă cu toată inima, cu post, cu plânse și cu voce. Ce arată lucrurile acestea? Oare vrea Dumnezeu, v-am mai spus despre unul care putea să plângă la așa instant. Doamne, imediat. Plângea. Ce vrea Dumnezeu să spun? Vedeți? Plânsul și bocetul vin după ce vorbește Scriptura despre inima. Adică să fii într-o asemenea măsură afectat de păcatul făcut față de Dumnezeu. Lucrul ăsta să te doară. Să te doară, să fie scârbă că l-ai ofensat pe Dumnezeu. Să fie scârbă că l-ai jignit pe Dumnezeu prin păcatul tău. Și lucrul ăsta să afecteze inima ta. Și dacă a afectat inima ta, începi să plângi. Și să te bocezi, zice, înaintea lui Dumnezeu, dacă înțelegi cu adevărat, și să știi, dacă înțelegi cu adevărat, indiferent de personalitatea noastră, dacă înțelegem cu adevărat ce provoacă păcatul în viața noastră și ce provoacă păcatul nostru față de Dumnezeu, cu adevărat cred că am plânge. Cu adevărat cred că am plânge. Asta este exprimarea pocăinței pe care vorbește Dumnezeu. Uitați, durerea pocăinței pe care Dumnezeu o cere de la ei. Zice, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Acum, ce făceau evreii? Evreii în evenimentele de pocăință națională aveau simbolul acesta de ruperea hainelor. Acum nu rămâneau ei chiar goi, că mai aveau și ei unele lucruri de desubt. Dar șrubeau hainele ca într-un fel să te faci de rușine. Dacă eu aș ieși așa pe jumătate dezbrăcat afară, mi-ar fi rușine, da? Că mă văd oamenii, mi-ar fi rușine. Evreii, ca o formă de a arăta rușinea pentru păcatele pe care le-au făcut în anul respectiv sau în perioada aceea de timp, își șrubeau hainele. Uite, domnule, ne facem de rușine. Uite ce rușinile de noi înșine pentru păcatele pe care le-am făcut. Însă au ajuns să facă lucrul ăsta ca un ritual. Uite, domnule, eu mi-am sfâșiat hainele înaintea lui Dumnezeu. Vezi ce rău îmi pare de păcatele mele? Bă, vedeți ce rău îmi pare de păcatele mele? Înțelegeți? Începeau să arate forma asta de pocăință exterioară altora. Și Dumnezeu vine și spune în felul următor evreilor. Ia vă zice, spune. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. S-ar putea și noi să dezvoltăm poate anumite forme de manifestare a durerii inimii noastre care nu este reală. Prin cuvinte, prin anumite rugăciuni, să spui, Doamne, terminat pentru că te-am jignit, Doamne, sfâșiat pentru că rău ți-am făcut, amin. Dar să nu mă doară lucrul ăsta. Să-mi formulez într-un fel rugăciune care să arate o sfâșiere care să nu fie reală. De aceea Dumnezeu spune, această sfâșiere trebuie să pornească din inimă. Poate ar trebui să ne sensibilizeze când ne gândim la într-un sens, la inima sfâșiată a lui Hristos pe Golgota, nu? Când a fost părăsit de Tatăl. Într-un mod paralel ar trebui să ne fie sfâșiată nouă inima prin pocăință. Când știm ce s-a plătit pentru noi, când știm ce s-a dat pentru noi. Și Dumnezeu repetă esența întoarcerii la El, a pocăinței, și spune versetul 13, sfâșiați-vă inimile, nu hainele,
Și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Este singura expresie care se repetă în pasajul acesta. Esența pocăinței, care este să te întorci la Dumnezeu. Dacă într-un anumit domeniu sau într-un anumit, în o anumită privință te-ai depărtat de Dumnezeu și ai făcut lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să te întorci la El. Și noi putem să ne întoarcem la Dumnezeu datorită Domnului Iisus Hristos. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos nu ar fi absorbit mânia lui Dumnezeu, dacă Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi mistuit ca o jertfă vie la Golgota și n-ar fi purtat păcatele noastre, noi nu ne-am fi putut pocăi niciodată. Niciodată. Nu ne-ar fi fost dată această pocăință. Nu ne-ar fi fost permisă această pocăință. Nu s-ar fi născut niciodată din noi această pocăință. Am văzut un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu sfânt. Atât. Stop. S-a încheiat discuția. Atât. Și judecata care vine. Însă când ne uităm la Domnul Iisus Hristos la Golgota și la faptul că El a fost mistuit, avem această, nu doar această posibilitate, ci această putere primită de la El să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim. Care e motivația pocăinței? Care e motivația pocăinței? Acum poporul putea să zică, Doamne, Dumnezeu ne amenință, ne judecă, vorbește ce despre o distrugere totală. Nu mai avem nicio șansă, Domnule. Suntem pierduți cu toții. Suntem pierduți cu toții. Scriptura vorbește despre ziua Domnului, o zi în care toate se vor topi, se vor distruge. Ce șansă avem noi? Auziți ce spune Scriptura. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Ia uite. Începe profetul Ioel cu un mesaj de judecată, de amenințare. Și zice, bă, nu sună prea bine. Și Dumnezeu, după ce prevestește judecata aceasta, spune, pocăiți-vă, întoarceți-vă la mine. Păi cum sunt motivat? Cum sunt stimulat să fac lucrul acesta? Uitați cum. Căci El este milostiv, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și pare rău de relele pe care le trimite. Motivul pentru care Dumnezeu ne primește când ne pocăim nu este datorită închinării noastre. Nu este nici datorită pocăinței noastre. Nu este nici datorită faptelor noastre bune din timpul săptămânii. Ci este datorită îndurării sale. Ci datorită bunătății sale. E datorită îndelungii sale răbdări. E datorită faptului că El este milostiv. El este milostiv. Ce spune în Romani, apostolul? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De ce să ne întoarcem la Dumnezeu? De ce să ne pocăim? Pentru că Dumnezeu are acest caracter extraordinar manifestat față de noi. Manifestat față de noi. De unde știm că Dumnezeu este milostiv, plin de îndurare? De unde știm că atunci când citim Scriptura și Scriptura ne spune parcă două lucruri contrare? Un Dumnezeu care judecă poporul, care judecă popoarele, care judecă națiunile și la final va judeca de plin, definitiv, oamenii care nu s-au întors la El și va trimite foc. De unde știm noi? De unde știm noi că Dumnezeu este milostiv? Este plin de îndurare? Este îndelung răbdător? Este bogat în bunătate? De unde știm? Că par aceste lucruri contradictorii. Dumnezeu se declară pe sine în felul acesta. Eu sunt așa. Și ne uităm în istorie și vedem că Dumnezeu disciplinează. Dumnezeu judecă. Și ne și spune că la final va veni o judecată cum n-a mai fost altă. Nu sunt lucrurile astea contradictorii? Nu. La cruce de la Golgota, la Calvar, vedem pe Dumnezeu care este milostiv. Da? Când Domnul Iisus Hristos a luat pedeapsa păcatelor noastre, când Domnul Iisus a absorbit mânia lui Dumnezeu pe care noi o meritam, în locul nostru. Da? Acolo vedem, este declarația publică a lui Dumnezeu în fața întregii omenii pentru toate timpurile, care ne este acum predicată prin cuvântul lui Dumnezeu, declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Eu sunt îndelung răbdător. Motivul pentru care astăzi existăm și Dumnezeu nu ne judecă este pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și a plătit pentru noi. Motivul pentru care astăzi putem să venim cu încredere la scaunul harului de îndurare a lui Dumnezeu și să cerem iertarea lui Dumnezeu și să primim iertarea lui Dumnezeu este că Iisus a fost judecat în locul nostru. Că a murit în locul nostru. Că a luat pedeapsa în locul nostru. Da? Și acolo la cruce, ni se arată milostivirea lui Dumnezeu. Cred că atunci când privim la elementele acestea care simbolizează trupul și sângele Domnului, ar trebui să avem în fața ochilor noștri caracterul lui Dumnezeu. Și ar trebui să avem în fața ochilor noștri pe Domnul Iisus zugrăvit, răstignit, loc în care ni s-a arătat mila, îndurarea, îndelunga răbdarea,
și bunătatea lui Dumnezeu. Asta vedem. Nu mă uit și zic, mă, sper că merită lucrurile acestea. Nu, nu le meriți. Aici vorbim despre ce este Dumnezeu, nu despre ce ești tu. Aici vorbim nu despre faptele tale bune, despre mila lui Dumnezeu. Aici nu vorbim despre performanțele tale religioase, ci vorbim despre îndurarea lui Dumnezeu arătată în persoana Domnului Iisus. Prin faptul că în El a luat păcatele noastre, în El a luat vinovăția noastră, în El a luat pedeapsa pe care noi o meritam. Uitați, este o speranță pe care poporul o primește aici. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu? Și dacă nu se va căi? Știți ce e important? Poporul nu îi se dă șansa să ia de apucat lucrurile. Dumnezeu nu le spune, fiți siguri, fiți siguri, că dacă faceți lucrurile acestea, vă întoarceți în felul acesta, nu o să mai fie niciun fel de judecare. Auziți ce spune Ioel? Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Ioel vrea să le lase acest sentiment de prețuire a iertării lui Dumnezeu. Să nu ia lucrurile de apucat înaintea lui Dumnezeu. Să ia lucrurile de apucat înaintea lui Dumnezeu. Și încheie în această dimineață cu rezultatul pocăinței. Uitați care este rezultatul pocăinței. Cine știe, dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, darul de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru. Știți care este primul semn al pocăinței? Primul rezultat, primul efect al pocăinței, foarte important. Închinare. Spune, după ce se vor pocăi ei, Dumnezeu va lăsa o binecuvântare sau darul de mâncare și jertfe de băutură. Adică ritualurile pe care evreii le făceau la templu. Ăsta era un semn că Dumnezeu îi binecuvântează. Un semn că Dumnezeu îi judecă a fost când Dumnezeu le-a adus foame de că nu mai puteau să-și facă ritualurile la templu. Nu mai aveau ce să jertfească la propriu. Nu mai aveau darul de mâncare. Dumnezeu le-a luat posibilitatea de a se închina după cuvântul lui Dumnezeu. Le-a luat posibilitatea. Sau veneau invadatorii și tot le luau absolut totul. Sau au venit invadatorii, le-au distrus templul și au scos afară din țara lor și nu mai aveau loc în care să se închine. Nu aveau locul acela manifestării prezenței lui Dumnezeu. Ăsta a fost un semn că Dumnezeu îi judecă. Că se află sub judecata lui Dumnezeu. În locul acesta spune, dacă vă pocăiți, zice Dumnezeu, vă las. Vă las să fiți din nou în locul acela în care vă puteți închina. Poate astăzi nu prețuim cum trebuie. Că putem să participăm la masa Domnului. Poate nu prețuim cum trebuie că putem să ascultăm o predică. Poate nu prețuim cum trebuie că ne putem ruga. Însă sunt oameni și sunt adunări din care a plecat prezența lui Dumnezeu și nu mai este cuvânt acolo și nu mai este închinare adevărată și sunt biserici apostate și biserici moarte. Biserici judecate de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos exact cum scrie în Apocalipsa. Exact cum scrie în Apocalipsa. Și pocăința este ceea ce Domnul Iisus Hristos ne cere ca să nu ajungem acolo. Ca să nu ajungem acolo. Acum, dacă noi avem darul de mâncare sau jertfe de băutură, simbolic, adică dacă ne putem închina cu Dumnezeu ne-a cerut, acest lucru se datorează lui Dumnezeu, în nouă. Asta nu spune ceva despre noi, ci spune ceva despre bunătatea lui Dumnezeu. Ci spune ceva despre bunătatea lui Dumnezeu. Lucrul la care vă îndemn în această dimineață și mă îndemn și pe mine, este la pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Orice lucru care știm că, de orice lucru de care ne facem vinovați, știind că Dumnezeu este milostiv, este îndurător. Este iertător. Dar haideți să ne gândim și să medităm și să cerem lui Dumnezeu ca prin puterea Duhului Sfânt El să afecteze inimile noastre. Să fie o sfâșiere reală a inimii. Să ne gândim că a fost unul sfâșiat, cum nu ne putem imagina, în locul nostru. Și acesta este să fie felul în care ne apropiem de Dumnezeu. Și în același timp, să luăm în serios toate amenințările care ne sunt lăsate în Sfânta Scriptură. Și să înțelegem că singurul mod în care ne putem închina de o închinare, ne putem bucura de o închinare autentică, ne putem bucura de Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem bucura de slujitori, putem bucura de legătura, de părtășia frățească, care este creată de Duhul Sfânt. Nu suntem aici doar un club social care ne întâlnim unii cu alții, ne uităm, ne place unul de altul și bem o cafea împreună. Nu! Suntem un loc care găzduim la propriu prezența lui Dumnezeu. Suntem templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Dacă avem lucrul acesta să-l prețuim, să-l tratăm cu seriozitate, nu numai duminica și miercurea și în fiecare zi. Și să trăim în pocăință ca să nu atragem și să chemăm asupra noastră judecata lui Dumnezeu. Amin. Amin.